Doi sportivi de pe cele două maluri ale Prutului, dragi prieteni, și-au conjugat azi eforturile și au adus României cea de-a doua medalie la actuala ediție a Jocurilor Europene de la Minsk. E vorba de Victor Mihalache și Cătălin Chirilă, cei care au câștigat proba finală pe distanța de 1000 de metri la caiac dublu. Vă spun bună seara aici la Arena, o emisiune în care analizăm cele mai importante evenimente care se desfășoară la cea de-a doua ediție a Jocurilor Europene și pentru că tot vorbeam de medaliați, vreau să vă spun că l-avem astăzi invitat pe primul antrenor al unuia dintre cei doi medaliați azi cu aur la Jocurile de la Minsk. E vorba de domnul Vitali Oghină, antrenor de caiac canoe. Vă salut, bună seara, bine ați venit și vă felicit pentru performanța obținută de fostul dumneavoastră discipol. Bună seara și mulțumim frumos de invitație. Da, într-adevăr, e un succes enorm că Victor Mihalache deci a început activitatea de canoist la noi în țară, în Republica Moldova, unde a fost selectat, mai ales a fost adus de taică-sul lui, care tot la fel a practicat canoia și l-a adus la noi la liceul internat republican sportiv, în care 5 ani împreună cu colegul meu, asta a fost Pavel Cadnicov, care a fost deci primul antrenor al lui Nicolae Juravski. Și împreună cu dumnealui, deci noi am depus programele, deci l-am învățat să ție pală în mână, să facă... În ce perioadă l-ați antrenat pe Victor? Păi, mai mulți ani în urmă, nici nu vă mai aduceți aminte, da. Pentru că am să vă rog să ne spuneți și câteva cuvinte despre dumneavoastră, pentru că am înțeles că ați antrenat până la un moment dat, după care v-ați schimbat profesia. Da, știți, după facultate, deodată deci am avut, am venit și m-am stabilit să lucrez antrenor, profesor la liceul internat republican profil sportiv, apoi deci creșteau sportivii, creșteam și noi ca antrenori, am fost numit la antrenor la selecționată de juniori, apoi de seniori și timpurile au fost când sportivii deci au plecat după hotare și am avut și eu o invitație unde am fost invitat în Mexic, unde am lucrat 2 ani cu lotul național, apoi încă 6 ani deci am lucrat cu statul, cum ar fi regiunea California. Acum avea noroc de comentarii pertinente, înseamnă că în această ediție a Arenei. Sigur așteptăm evoluții noi de la canoiștii noștri, mai ales că avem calificate în finala probe de canoe dublu pe distanță de 500 de metri, două canoiste, vorba de Maria Olarașu și Daniela Cociu. În scurt timp vom vedea în genere evoluția de până acum la Jocurile Europene de la Minsk ale canoiștilor. Vom vorbi și despre ceea ce înseamnă caiac canoe, poate pentru cei mai puțin cunoscători ai acestei discipline, dar pentru început voi reaminti câteva dintre performanțele și la alte discipline ale sau mai puțin performanțe, să spunem, pentru că așteptăm de la Dan Olaru, care s-a calificat în proba cu tir cu arcul clasic, s-a calificat în optim la individual, optimile le așteptăm mâine. La box, din păcate, nu prea avem performanțe, boxerii basarabeni și-au încheiat evoluția deja la Jocurile Europene de la Minsk, ultimul sportiv rămas în concurs, e vorba de Vasile Belous, a ratat chiar astăzi calificarea în semifinalele competiției. Pot să vă mai spun câteva cuvinte despre evoluțiile la luptele libere, la categoria de 54 de kilograme, Alexandru Chirtoacă a cedat încă din optim la categoria de greutate 57 de kilograme, Andrei Prepeliță la categoria de 65 de kilograme a cedat în sferturi, la 74 de kilograme, Maxim Vasiologlo din România a învins un optim, dar a cedat în sferturile de final în fața ucraianului Vasile Mihailov. La categoria de greutate 86 de kilograme, din nou fără performanțe, Denis Balaur a cedat în optim în fața zerul Alexandru Gostiev cu 1-7, Nicolae Ceban a fost și el eliminat, dar în sferturi. Rareș Chintuan, cu foarte puțin timp în urmă, a avut șansa să obțină o medalie de bronz, însă a cedat în fața lui Shalamadin Magomedov, s-a întâmplat cu mai puțin de o oră în urmă. Republica Moldova, până un alta, rămâne doar cu medaliile de la sambo. Am vorbit despre asta încă în prima ediție. Avem una de argint și altele două de bronz. România ocupă în momentul de față poziția 12 în clasamentul general pe medalii. Avem pentru România două medalii de aur, una la pușcă 10 metri aer comprimat. Am vorbit deja despre performanța de luni a Laurei Georgeta Coman. În acest sens, canoe dublu 1000 de metri, Cătălin Chirilă și Victor Mihalache, deja
deja performanțe obținute azi și despre care am vorbit, România Mare și argint și bronz la sambo, tenis de masă, gimnastică aerobică. Revenim, dragi prieteni, însă la disciplina asupra care ne focalizăm atenția în special în această ediție și vă propun să revedem cum au evoluat canoiștii din Republica Moldova, dar și din România. Canotoarele din Republica Moldova au debutat cu dreptul la Jocurile Europene de la Minsk. Maria Olărașu și Daniela Cociu s-au calificat în finala probei de canoe dublu pe distanța de 500 de metri. Totodată, sportivii din România au cucerit medalia de aur la proba de canoe dublu pe distanța de 1000 de metri. Cele două sportive din Republica Moldova au încheiat cursa cu rezultatul de 2 minute și o secundă și s-au calificat astfel în ultimul act al competiției. Cursa va avea loc pe 27 iunie. La masculin, Oleg Nuța și Ilie Oprea au ratat calificarea în finala probei de dublu la 1000 de metri. Cursa a fost câștigată de echipa română Victor Mihalachi și Cătălin Chirilă. Ucrainienii atacă, dar băieții noștri rezistă și în acest moment trec linia de sosire primii medalie de aur pentru România la canoe dublu masculin pe distanța de 1000 de metri. Cei doi au fost cronometrați cu timpul de 3 minute și 40 de secunde. Pe locul al doilea s-a clasat echipajul Ucrainei, iar pe locul 3 cel al Rusiei. Victor Mihalachi este originar din Anenii Noi, Republica Moldova. Basarabeanul este dublu campion mondial al probei în 2010 și 2014. Tot astăzi, Oleg Tarnovski și-a încheiat evoluția la Jocurile Europene. Basarabeanului i-au lipsit câteva miimi de secunde pentru a ajunge în finala probei canoe sprint pe distanța de 1000 de metri, iar apoi a ratat și calificarea în finală la 200 de metri. Vom analiza ceva mai încolo, dragi prieteni, în parte evoluțiile medaliaților de aur, dar și evoluția lui Oleg Tarnovski. Ați văzut, era foarte aproape să se califice în finala de 1000 de metri individual. Revin în studio cu invitatul nostru și, după cum am promis, vă întreb ce înseamnă caia canoe. Pentru cei mai puțin informați din acest punct de vedere, avem caia canoe, această denumire, care cuprinde totuși două ramuri sportive, ale sportive nautice. Într-adevăr, e o probă de vară, e o probă ciclică și, într-adevăr, care este caiacul, care este în situația șezând, în barcă. Asta care e vizibil pentru oricine. Pentru toți, da, e o parcă cu barcă, deci... Și se vislește în ambele părți. În ambele părți, corect. Și dreapta și stânga. Caiacul, deci aceasta. Canoia, la fel, este deci, unde sportivul se află în poziția în genunchi, pe partea dreaptă și pe partea stângă. Și vislește dintr-o singură direcție. Singură direcție, care trebuie să ții traiectoria bărcii, să meargă pe o traiectorie a... Apropo de menținerea direcției, în cazul caiacului, lucrurile stau altfel. Înțeleg că există un sistem în fața embarcațiunii. Da, care sportivul cu picioarele, deci conduce barca, în care cine are un rolaj care poate să ducă barca pentru concurs. În canoe, deci nu există nimic, nici un troseu, nici nimic, tot depinde de sportiv. Deci el așa se învață, deci sportivul se adoptează de a duce traiectoria bărcii corect. De ce calități trebuie să dispună un canoist pentru a arăta performanțe deosebite? Într-adevăr, pentru un caiac, caiecist, canoist, este nevoie de o pregătire generală, de o pregătire specială, anume să fii pregătit tactic, psihologic, tehnic, toate evenimentele. Forță astea, fizică. Forță neapărat. Fizică numai decât, că e o forță în care la generală fizică și acolo toate componentele, aceeași viteză, forță, forță de... Precizie maxim. De execuție, îndemânare. Sunt foarte corect. Multe calități și specifice și altor sportivi de la alte discipline, de altfel. Corect, corect. Și este un sport care... Știți, își dă străduința, faima sportivilor. Și ce înseamnă acest sport în Republica Moldova? Pentru că tot antrenați aici și ați făcut-o de mai multă vreme. Ce face? O face care are tradiții foarte bune. Deci, de exemplu, ne bucură acum că s-a arătat, Victor Mihalachi a arătat în canoia dublu, în care tradițiile acestea noastre vin de la Nicolae Juravski cu Reneischi, care la fel în canoia dublu au fost dubli campioni olimpici, exact. Mondiali și anume în echipajul de canoe este o tradiție la noi în Republică. Ne bucurăm de anul precedent care a venit tânăra generație, unde
Ilie Sprânceană cu Oleg Nuță, care la fel la tineret au venit campioni mondiali, este, ne-au prezentat la campionate europene, Oprea Ilie, care niște... Oleg Nuță, am văzut și din reportaj împreună cu Ilie Oprea, au ratat, din păcate, da, calificarea păcat, în finală. Da, păcat, știți, acum au nimerit, deci la evenimentul acesta din Minsk, au venit toate starurile din țările care și-au prezentat, acerbă. Da, și-au adus cele mai bune echipaje, în care s-au luptat, că e un event, deci la un nivel înalt și ei își depun toate eforturile. Aș vrea să precizez aici că la start s-au aflat și mari campioni. Vorbesc aici de germani care anul trecut au luat titlul mondial. Sunt și campioni europeni. Tot acolo s-au aflat și medaliații de bronz de la campionatul mondial. Vorbesc de ruși. Adică, și aici a fost o concurență acerbă. Vorbesc sigur de Mihalache și Chirila. De asta și am în vedere că într-adevăr au fost, deci, starurile cele mai înalte de la campionatele mondiale, care țara și-a depus echipajele lor și ei și-a... Cum se antrenează? În ce condiții se antrenează? Vai de mine, aici, la, într-adevăr, la un capitol suntem care stăm într-o situație critică, așa să vă spunem sincer, avem infrastructura, lipsește embarcațiuni, pale, pernuțe. Cât costă o embarcațiune? Am auzit de la un antrenor de ciclist că o bicicletă bună costă la vreo 10.000, cel puțin vreo 10.000 de euro. Cât e o, să coste o embarcațiune de asta? O embarcațiune la fel, vreo 2.000 de euro, deci un simplu, un dublu care ajunge la 4-5.000 la fel de euro. O pală care acum e contemporană, deci bracea 300 de euro, o pernuță 30, deci e cositor. Unde, proba noastră. Unde se antrenează astăzi canoiștii noștri? Mai văd pe la Valea Morilor, prin alte... pe alte lacuri antrenându-se, știu că trebuie să existe și alte condiții pentru canotori în genere. Într-adevăr, aveți dreptate, pentru că este nevoie, deci, pentru noi ca să fie un complex unic, pentru că putea să fie acolo, deci, cazarea, hrana, un teren de sportiv, o sală de forță, bazin, deci sunt chestiile acestea care este nevoie pentru sportul de performanță la ziua de astăzi. Când venim noi, deci, vedem la alte sele, la alte echipe, deci când vedem toate acestea, sportivii noștri și avut și noi aceasta, puteam să avem mai bune rezultate. Dar știți, se străduie sportivii. Canoiștii câștigă bani doar din victorii, doar din medalii. Corect. Și dar... ce stimulează să intre în acest sport? Având în calcul că astăzi băieții merg mai mult la fotbal, de obicei își concentrează atenția asupra altor discipline, basket, volei, ce ar face dacă sunt atât de puțin stimulați din punct de vedere financiar să se îndrepte către această disciplină de canoe? Acum un rol important cade pe noi, antrenorii, care într-adevăr venim și începem a le povesti, a le demonstra, a le spune ce e asta, să-i ne străduim să-i ducem și noi la concursuri de juniori, care să-i atragem puțin, să vadă ce-i proba aceasta. Dar e greu să Dar vă spun sincer în selecție. Cum câștigă în alte țări canoiștii? Ne-a spus că ați fost în Mexic, de exemplu, îmi dau seama că nu e cea mai dezvoltată din punct de vedere economic țară, dar oricum probabil știți cât câștigă un canoist notoriu în țări precum Germania, alte țări din Europa de Vest, de exemplu. Câștigă bine, că, de exemplu, a fost fetița care a câștigat la mine Jocurile Olimpice la tineret. A câștigat, a venit pe locul 3. Era fetița stimulată care i s-a procurat pală, i s-a procurat barcă, i avea pregătire anuală încolo și, clar lucru, avea o bursă echivalent de vreo 500-800 de dolari acolo. Era. Eu acum mă bucur, deci, că am revenit 2 ani la noi în țară și mă bucură faptul că lotul nostru canotatorilor sunt la fel într-o donație de pregătire. Băieții aceștia care toți sunt plecați acum au fost în pregătire și pregătire bună, care lipsea în anii precedenți când erau timpurile lui Mihalache, la asta nu ne așteptam la aceea. Aveam numai pregătirea liceului, internatul Republican Sportiv. Aveau care... o generație de perspectivă, o generație tânără, în primul rând, și spuneți-ne cam ce vârstă au, pentru că înțeleg atunci când e nevoie de forță fizică, nu poți să o începi chiar de la vârsta de 10 ani. Da, ăștia se cheamă categorie de juniori, juniori 2, juniori 1 și la fel încolo. Este nevoie de
3, 5 ani, 7 ani ca să muncești, să aduci la performanța unui canoist bun. Haideți să revenim la, vă propun să urmărim evoluția celor doi medaliați cu aur despre care pomeneam mai devreme, Victor Mihalache, discipolul dumneavoastră, noastră primul antrenor, vă reamintiți și acest lucru al lui Mihalache, și Cătălin Chirilă, pentru că am pregătit câteva secvențe, nu chiar toată evoluția, dar câteva secvențe le-am pregătit pe cele mai importante și am să rog regia să ne prezinte această evoluție, aceste secvențe. Au plecat bine băieții noștri care sunt printre echipajele fruntașe încă din start. Barca albastră, un ușor avantaj pentru Germania în acest moment, și Ucraina încearcă să țină aproape ai noștri, undeva pe locul al treilea în acest moment, dar evident finish-ul este cel care contează, îndreptându-se spre aurul acestei probe, aurul dorit, aurul așteptat în întrecerile de canoe. Dintre echipajele care ne-au reprezentat ieri în semifinale, au fost singurii care au reușit să se califice în ultimul act și se pregătesc să ne ofere satisfacția încă unei medalii de aur. Iată-i trecând pe la ultimul punct de control intermediar cu aproape o barcă avans în fața ucrainienilor. Vin cei mai grei 200 de metri, cei dinaintea sosirii, atunci când începe să fie greu. Avans de peste o secundă la ultimul punct de control intermediar în fața Ucrainei, locul al doilea, și de peste două secunde în fața Rusiei, locul al treilea, la 750 de metri pentru Victor și Cătălin, care forțează în continuare și se apropie metru cu metru, pagaie de pagaie, de linia de sosire și de medalia de aur la această a doua ediție a Jocurilor Europene în proba masculină de canoe dublu pe distanța de 1000 de metri. Ucrainienii atacă, dar băieții noștri rezistă și în acest moment trec linia de sosire, primii medali de aur pentru România la canoe dublu masculin pe distanța de 1000 de metri prin Victor Mihalache și Cătălin Chirilă. Felicitări! Iată evoluția celor doi canoiști, dragi prieteni, despre care am vorbit, că au fost medaliați cu aur. Comentatorul pe care l-am auzit spunea că a fost și o îmbinare a experienței lui Victor cu tinerețea lui Cătălin Chirilă. Puteți să ne spuneți câte ceva despre Victor Mihalache, cum a ajuns el în România să evolueze din partea României? Deci a fost un băiat, știți, sârguincios, care a muncit, a vrut, a dorit să facă sport. Erau, deci, timpuri grele, care era lipsă de inventar, lipsa de cantonamente, mai vorbim de medicină, de o pregătire, știți, suplimente de vitamine, ceva. Și el a participat pentru 2007, a devenit campion mondial la juniori aici, la noi, în Republica Moldova. Și clar lucru... Împreună cu Leonid Carp, la aceeași probă pe care am urmărit-o, a obținut argintul anul trecut la campionatul european. Da, asta pentru România, deci în exact. Lor, da. Din nou pentru România. De asta vă întreb, ce l-a făcut să meargă dincolo de Prut? Deseori o întrebat și la televiziunea română, deci cum de Basarabeanu a ajuns acolo? Și a avut condițiile astea bune la Moldova, nu ajungea la noi. Și știți, suntem de acord. În schimb, ne putem și noi astăzi atribui o medalie de aur pentru muncă la fel, corect, aveți dreptate așa, pentru că deci dacă în echipa românească muncește un an de zile antrenorii încolo cu sportivul acela, socoate că au făcut un lucru enorm. Deci noi am muncit 5 ani de zile cu Mihalache și ne bucurăm de victoriile lui care le are la ziua asta. Asta a fost și, știți, munca noastră care... Dacă tot am ajuns să continuăm discuția despre pregătirile canoiștilor, să vă întreb și despre regimul alimentar al canoiștilor de la noi. Se alimentează suficient de bine? Pentru că îmi dau seama, trebuie să aibă un regim strict. Știți, acum aflându-mă chiar la liceu internat republican sportiv, hrana e bună. Deci în comparație cu timpurile care erau înainte, deci acum care corespund cerințelor, deci la sportivii juniori. A canoiștilor de lot, la fel pot să spun că corespunde, că băieții pleacă în pregătire. Au fost în România, în Portugalia, deci în Turcia în pregătire, care anume hrana este dotată de normativele standarde pentru un
sportiv de performanță. Haideți să vedem și evoluția lui Oleg Tarnovski. Spuneam că nu i-au ajuns câțiva centimetri pentru a se califica în finală și din nou o să rog regia să ne prezinte secvențe. Foarte tare merge moldoveanul Oleg Tarnovski pe culoarul 1. Primul la jumătatea distanței, 1 minut 51 de secunde, 212 mii. Țin aproape rusul Shamshurin și lituanianul Korobov de pe culoarele al 5-lea, respectiv al 6-lea. Foarte strânsă luptă, sunt cel puțin 4 bărci care se luptă pentru cele 3 poziții disponibile în finală. Se pare că Tarnovski a fost depășit de sportivii favoriți aflați pe culoarele centrale, pentru că deja din semifinale, după ce a avut loc o primă cursă, o primă serie, se așează sportivii cu timpii cei mai buni pe culoarele centrale. Într-adevăr, moldoveanul, care era pe primul loc la 250 și 500 de metri, a coborât în afara celor 3 poziții calificante în ultimul act, la ultimul punct de control intermediar, dar luptă în continuare pentru un loc în finală. Stă foarte bine rusul de pe culoarul al 5-lea, Kirill Shamshurin, care și câștigă și probabil va fi nevoie de photo finish pentru a determina locurile al 2-lea, al 3-lea și al 4-lea. A fost nevoie de fotofinish și s-a văzut în cele din urmă că, din păcate, nu a reușit Tarnovski să se califice, a venit abia al patrulea. Ați putea să ne spuneți ce i-a lipsit lui Tarnovski în această competiție? Mi-e greu ceva să spun ce i-a lipsit, că, într-adevăr, sportivul acesta e un exemplu pentru sportivii noștri. Se atârnă foarte serios de, anume, de antrenamente, de tot ce face el. Dădeam exemplu și la sportivii tineri, priviți cum face o încălzire, cum face o elasticitate, cum se atârnă de inventarul sportiv și știți, păcat că nu au ajuns aceste secunde pentru a se califica în final, că băiatul muncește și, dar știți, sportivul rămâne totuși speranța că să vină concursul, păcat de concursul acesta, dar o să vie unde. Ușor, ușor ne apropiem de finalul acestei ediții. Ce perspective vedeți pentru canoiștii noștri în continuare? Nu uităm să spunem că disciplina de caia canoe este una olimpică și vom avea și jocurile olimpice de la Tokyo anul viitor. Vom avea probabil și acolo sportivi de performanță, inclusiv pe cei pe care îi avem astăzi. Sperăm și noi acolo la anumite medalii. Oricum, olimpiada de fară e mult mai importantă decât jocurile europene, considerate ca o pregătire pentru cele olimpice. Sperăm și noi la fel ca să fie o calificare, să fie pentru jocurile olimpice, dar vă zic, ne bucură acum, de exemplu, fetele, care acestea au fost fetele de fostele junioare, în care acum, anul acesta, participă pentru seniori, care au plecat la Cupa Mondială, unde s-au prezentat. Vorbiți de Maria Olărașu, Maria și, Daniela Olărașu și Daniela Cociu. Și acum fetele s-au calificat între seniore. Da, asta e un rezultat. La proba de canoe dublu, vă reaminti, pe distanța de 500 de metri. Neapărat vom urmări mâine această finală. Îl vom urmări și pe Dan Olaru la tir cu arcul clasic, calificat și el în optim. Vă reaminti, dragi prieteni, că mâine vom avea parte de aceste două competiții și vom reveni și la altele unde evoluează sportivii noștri. Mulțumesc domnului Vitali Oghină pentru participarea la această emisiune. Vă mai invit aici la TVR Moldova cu o primă ocazie atunci când vom discuta despre disciplina la care am reușit puțin să ne referim în această seară. Mulțumim frumos dumneavoastră pentru invitație și numai bine! La rândul lui Vitalie Enache, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Nu uitați că mâine ne reîntâlnim de la ora 21, așa că vă invit să faceți același lucru și mâine seară de la 21:00 până la 21:30 de minute, să aveți o seară cât se poate de bună!